Bună dimineața! Preocuparea modernă pentru un corp suplu, fără kilograme în plus și, în consecință, fără boli asociate, a dus, din păcate, și la apariția unor mituri periculoase vis-a-vis de consumul unor alimente, cum ar fi, de exemplu, grăsimile. Mulți cred că excluderea lor din consum îi va ajuta să piardă din kilograme și le va garanta o viață sănătoasă. De ce este greșită această concepție și care sunt grăsimile pe care suntem practic obligați să le consumăm pentru a fi sănătoși, dar și frumoși, ne spune Monica Sâmpălean, nutriționist dietician. Când avem o lipsă de grăsimi în organism, apare o fragilitate a unghiilor, părul nu este sănătos, stă de amețeală, de oboseală accentuată. Astea toate sunt niște semne de, care ne duc cu gândul la carențe de vitamine, de minerale, și atunci trebuie să luăm o decizia de a face o schimbare. Pentru că degeaba mâncăm foarte multe fructe și legume dacă majoritatea vitaminelor se resorb cu ajutorul grăsimilor. Deci o mare parte din vitaminele astea, de exemplu vitamina E, care tot auzim că e foarte importantă pentru sănătatea pielii noastre, se absorbe cu ajutorul grăsimilor. Este o vitamină liposolubilă. Și atunci degeaba mâncăm ceva bogat în vitamina E, dacă nu mâncăm și ceva mai bogat în grăsimi. E bine să punem accent pe grăsimile vegetale, dar și cele animale au un rol acolo în organismul nostru. Undeva, să zicem, raportul tot timpul trebuie să fie de 3 la 1. Deci, la 3 porții de grăsime vegetală merge și una de origine animală. Sunt surse de grăsimi sănătoase, cum ar fi avocado, ouă, unt, pește, pe care putem să punem accent, semințe de in, semințe de chia, uleiurile presate la rece sunt iarăși foarte bune, și uleiuri de ale noastre. Nu trebuie neapărat să ne gândim la un ulei de măsline. Poate fi un ulei de dovleac presat la rece, un ulei de floarea soarelui presat la rece. Fiecare ulei vegetal presat la rece are un anumit beneficiu asupra organismului nostru și ar fi bine să profităm de toate. La final, în loc de concluzie, un lucru este foarte important de reținut. Orice dietă din care grăsimile sunt excluse este periculoasă pentru sănătate. Grăsimile sunt prietenii noștri dacă le abordăm inteligent. Alegeți să consumați grăsimi sănătoase ca să vă mențineți frumusețea și tânărețea. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Toate bune!